Deșteptarea. Dronele fie au traversat, fie s-au prăbușit pe teritoriile acestor țări. În România, potrivit comunicatului MAPN, ar fi fost vorba de un grup de drone care ar fi survolat județul Tulcea. Una dintre ele a zburat 10 de minute și a intrat 70 de kilometri în spațiul aerian românesc. Autoritățile caută resturile unei alte drone care s-ar fi prăbușit undeva în zona Periprava. Au fost ridicate în aer avioane F-16 pentru monitorizarea acestor drone rusești. Populația din zona a primit mesaje alert. Pe net circulă o înregistrare video făcută de o doamnă din Periprava care pare realmente îngrijorată de survolul dronelor. Toate aceste informații, sunt convins, le-ați auzit la știri în ultimele zile. Am făcut un scurt rezumat pentru a-l introduce pe generalul în rezervă, Virgil Bălăgeanu. Bună dimineața, domnule general! Bună dimineața! Bun. Lumea se întreabă și mi se pare că întrebările sunt legitime și merită o explicație. Deci, de ce antiaeriana română nu încearcă totuși să doboare aceste drone care intră în spațiul aerian național? Pentru că România este în starea de pace, să dea vorul Dumnezeu să rămână în starea de pace. Cel puțin până acum, potrivit legislației în vigoare, folosirea armamentului nu se poate întâmpla decât în trei situații. Să începem cu poligoanele de instrucție, unde se execută trageri cu armamentul și cu muniția de război, în condițiile în care un obiectiv militar este atacat, și pentru misiunile de poliție aeriană, și aici ne uităm la prevederile legii 257, legea privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României, dar acolo procedurile trebuie să urmeze mai mulți pași, de la identificare, la avertizare, la somare și abia după aceea nimicirea aeronavei pilotate, fie pilot, fie echipaj. Ca atare, legislația nu este adaptată pentru combaterea dronelor. Și când vorbesc de combaterea dronelor, nu ne gândim la combaterea resturilor, pentru că aici sunt alte măsuri care trebuie luate. Mă refer în primul rând la dronele în derivă. Ce înseamnă dronele în derivă? Dronele care sunt lovite de către apărarea antiaeriană a ucrainienilor, dar care nu sunt nimicite, distruse, sunt lovite și traiectoria lor nu mai este cea planificată și pot să ajungă, cum s-a și întâmplat, în spațiul aerian al României. La ultima situație ne-am confruntat cu drone, nu drone în derivă, care au survolat spațiul aerian al României. Sigur că noi putem analiza numărul, adâncimea și sigur ne punem întrebarea ce scop au urmărit. Dar dincolo de aceste întrebări este întrebarea pe care v-a spus-o și dumneavoastră. De ce nu se execută misiuni de nimicire a acestor drone din moment ce sunt în spațiul aerian al României și sigur au explozibil și unele și altele au explozibil la bord? Căderea unor asemenea zone și zona de impact putând fi și în zone locuite pot să ducă la victime, răniri grave sau chiar decese. Bun, deci ca să înțeleg, domnule general, o secundă. Deci, în baza legislației actuale, Federația Rusă poate continua netulburată să folosească spațiul aerian, deci poate, o poate face cu intenție, da? Să folosească spațiul aerian românesc pentru a-l traversa cu drone cu care să atace Ucraina, iar România, în baza legislației actuale, nu poate răspunde acestei acțiuni ostile până la urmă, decât dacă declară război Federației Ruse. Nu ajungem la așa ceva. Păi nu, dar înțeleg că, aviația nu sau, mă rog, antiaeriană nu poate dobărâ dronele pentru că nu este, pentru că e în stare de pace. Deci aici trebuie să ajungem. Acesta este subiectul. Putem vorbi și am amintit de dronele în derivă. Dronele în derivă nu sunt trimise în spațiul aerian al României de către Federația Rusă. Ele ajung pentru că sunt lovite de către apărarea antiaeriană ucrainiană, sistemele de mitraliere, în mod deosebit. Cu mitraliere clasice antiaeriene execută ei apărarea porturilor dunărene. Și pot să apară, am avut mai multe situații de apariția dronelor în derivă. Drona în derivă nu mai are traiectoria prestabilită și ajunge în spațiul aerian al României.
păstrând la bord explozibilul. Bun, există considerați dumneavoastră... situație când, da, vă rog, din diverse motive, dronele, fie zborul nu a fost bine programat și nu a fost condus zborul bine de către operatori, da? Fie că pot să fie elemente de provocare, însă nu sunt premise, cel puțin deocamdată, care să spună Federația Rusă utilizează dronele pentru atacul unor obiective în România. Nu, dar pot folosi spațiul aerian. Nu, dar pot folosi spațiul. Stați puțin. Pot folosi spațiul aerian românesc pentru a se apropia de ținte din Ucraina, bazându-se tocmai pe faptul că atâta timp cât survolează România, ele nu vor fi atacate. România nu o să le atace și Ucraina nu le ajunge. Este logic ceea ce spuneți. Ok. Deci credeți că trebuie schimbată legislația drone, în acest sens? Dronele care ajung în spațiul aerian al României pentru a realiza o manevră de înșelare a apărării antiaeriene a ucrainienilor, nu excludem o asemenea posibilitate, sau dronele în derivă care ajung în spațiul aerian al României, fiind lovite, dar nu nimicite, de către apărarea antiaeriană ucrainiană. Domnule general, considerați că ar trebui modificată legislația, astfel încât să poată fi dat un răspuns? Da, șeful apărării, cu mai bine de o jumătate de an, a spus, e nevoie de modificarea legislației, a legii 257, la care mă refeream mai devreme, a legii privind regimul armelor și munițiilor, probabil și a legii privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, care să permită forțelor și mijloacelor Ministerului Apărării din forțele terestre, din forțele aeriene, din forțele navale, să execută misiunea de nimicire a acestor drone. Mai am o întrebare. De aceea discutăm și în zestrarea noastră cu privire la combaterea unor asemenea drone, dar primul pas este al modificărilor legislative. Mai am o întrebare. Ce ar însemna ca România să doboare preventiv dronele care survolează Ucraina în apropierea frontierei cu România? Care ar fi semnificația unui astfel de act? Nu ne-am pus o asemenea problemă și o pun polonezii. Polonezii încearcă să adapteze legislația astfel încât dacă o rachetă sau o dronă are o traiectorie care s-ar îndrepta înspre spațiul aerian al Poloniei, să poată să fie nimicită în spațiul aerian al Ucrainei. Dar, din nou, noi trebuie să facem primul pas, adică acela al dreptului suveran pe care îl avem, să nimicim aceste drone pentru protecția cetățenilor. Dar asta n-ar însemna o implicare. În primul rând. N-ar însemna o implicare directă în conflict? Absolut că nu. Doar este spațiul meu aerian și am dreptul să mă apăr. Și nu este un atac asupra obiectivelor din România. Am convenit împreună că pot să fie situații în care să folosească spațiul aerian al României pentru o manevră într-o perioadă relativ scurtă de timp pentru a înșela și a nu permite acțiunea apărării antiaeriene ucrainiene, dar cele mai dese situații care apar sunt cele legate de dronele în derivă. Ele au apărut, deci noi avem incidente numeroase de căderi de resturi de dronă nimicite de către forțele antiaeriene ucrainiene, sau nu se reușește nimicirea, drona este lovită într-o aripă, nu mai poate să aibă aceeași traiectorie care a fost programată, are un zbor dezordonat și poate să ajungă sigur în spațiul aerian al României. Deșteptarea